Clădirea funcționează ca spital orășenesc din 1956. Nu a fost trecută în patrimoniul cultural ca monument istoric, dar este o construcție emblemă a localității. Aici, unde a luat foc, practic era patul regal, care avea aceeași arhitectură și aceeași împărțeală ca și Peleșul și Pelișorul. Era dormitorul regelui, dormitorul reginei, plus celelalte camere în care și camere de protocol. Faptul că ea a fost, tavanele au fost din scândură, deci a înleznit foarte repede ca acest incendiu să se extindă în câteva minute, să distrugă tot ceea ce a putut fi distrus. Incendiul a izbucnit pe 1 ianuarie după amiaza. Pe lângă pompieri au venit să dea o mână de ajutor la stingerea focului nu doar salariații, ci și rudele acestora. Cum nu putea fi salvat tot, conducerea spitalului a indicat echipelor de intervenție trei obiective importante. Obiectivele respective erau să nu se întindă focul la pediatrie. Și atunci domnul comandant Florescu a dat ordin, s-a urcat în pod 2 pompieri cu două furtune și au ținut focul pe loc să nu meargă spre pediatrie. 2. Arhiva. Și al treilea erau pompele de apă care sunt la 10 metri în pământ, aici în palat, deci nu la nivelul de misiune, mai să coboară încă vreo 7-8 metri, pentru că ele, pompele, fac alimentarea spitalului cu apă. Focul nu a ajuns la niciunul dintre aceste obiective. Conducerea spitalului a luat de asemenea măsuri pentru siguranța pacienților. Izolat curentul electric, am pornit pediatria și am încălzit-o, că seara atunci a luat scosasem copiii cu mamele. Că ăștia spuneau că noi născuți cu domne, noi născuți să stai, nu sta acolo. Acolo e pediatrie. Și am luat mamele și copiii după ce s-a încălzit și am dus din nou acolo. Ghinionul este cu atât mai mare cu cât s-a petrecut la puțin timp de la repararea policlinicii. Practic s-au făcut investiții în valoare de 200 de mii de lei. Doar instalația electrică a rămas aceeași. Să coborâsele plafoanele cu 1,5 metri. Se pusese gresie, faianță pe unde e nevoie. Se refăcuseră toaletele toate, cabinetele medicale toate, instalația de apă toată. Instalația electrică n-am cum umbla la ea, că era plin zid și nu puteam să... S-au pus acolo unde a fost nevoie covor special antiseptic și antimicrobian. S-au luat aparate. Așa cum s-a putut, activitatea a fost reluată din această săptămână. Din fericire, calculatoarele au fost scoase la timp din policlinică și sunt în stare bună. Birourile administrative care se aflau în policlinică au fost mutate în două saloane din spital. Într-un alt corp de clădire vor funcționa temporar și cabinetele de planning familial, fizioterapie, orele, chirurgie și interne. Pe de altă parte, autoritățile locale au început demersurile pentru a obține fondurile necesare refacerii policlinicii. Am luat o firmă de la Craiova, care să vină să facă un studiu de fezabilitate și tot ceea ce trebuie văzut cu piese desenate și scrise pentru a putea ca în cel mai scurt timp de 10 zile să putem să mergem la guvern. Noi trebuie neapărat să ne zbatem ca printr-o hotărâre de guvern de urgență să ni se asigure acești cel puțin 200.000 de euro pentru a depune în funcțiune spitalul și fostul palat regal. Până se vor aproba și vor veni banii și mai ales până va fi refăcută policlinica, medicii și pacienții vor fi nevoiți să se descurce așa cum pot, în noile condiții.